Bă, care e faza cu toată faza, cu toată nebunia cu Jeffrey Epstein ăla? Că a nebunit toată lumea cu lista aia, Epstein, Epstein, toată lumea e pe lista Epstein, toată lumea e, se întâmplă ceva cu Epstein ăla, așa că astăzi o să reacționăm puțin și o să vedem care e faza cu Epstein ăla și cu lista Epstein. Cred că ați văzut și voi pe TikTok, am văzut că a văzut Eurovision Clip, cam târziu Eurovision Clip-ul și cam târziu și reacția mea, dar asta e, hai să-i dăm drumul. Înainte ca episodul să înceapă, vreau să menționăm că abonatul zilei de astăzi, pentru că știu că este foarte important, că dacă nu zic că e un abonat zile, parcă nu dați așa tare subscribe, este Mehmet Rusu. Dacă vreți și voi să vinți un abonat zile, tot ce trebuie să faceți să vă abonați la canal sau să pe clopoțel și na, dați și voi like la clipul ăsta să începem. Ce a făcut și ce lucruri stranii aveau loc pe insula lui unde chema alți miliardari? O altă întrebare bună, de ce subiectul a reînviat anul acesta după 5 ani de la moartea lui Jeffrey Epstein. Sigur v-au apărut și vouă articole despre asta, așa că facem azi un deep dive despre Jeffrey Epstein și insula aia blestemată. Omul se știa cu președinți americani, cu artiști, cântăreți, oameni de știință, alți milionari la rândul lor și tot așa. Elite într-un cuvânt, cum ar spune Ryan Garcia. Iar oamenii ăștia se știau la rândul lor cu Epstein. Dar sunt sigur că cei care mai sunt azi în viață și-ar fi dorit să... Și am văzut că a făcut unul, Tyler Oliveira, ăla știu eu, pe la de afară, a văzut că a mers pe insula lui gen. Nu-l fi cunoscut vreodată. Dar ca să înțelegem mai multe despre acest subiect, trebuie să vedem ce a făcut Epstein de a ajuns bogat. Înainte de asta, reminderul ăla obosit. Dacă nu știți care e faza cu lista, Epstein, ci că era un ciudat care ăsta aducea o grande oameni bogați pe insulă și făcea tot felul de chestii ciudate. Nu vreau să vorbesc prea multe, hai să vedem ce da, subscribe. Vă spun că știu cum e și eu am obiceiul ăsta să nu dau subscribe la canale chiar dacă le urmăresc. Și după aia realizez, bă, stai, am și eu canal de YouTube, adică ar trebui să nu mai fac asta. Jeffrey Epstein s-a născut în Brooklyn, New York în 1953 și a deschis propria lui firmă de consultanță pe când avea doar 30 de ani. Și de aici începe practic doar 30 de ani. Ascensiunea lui în lumea... Ca să înțelegeți când începi deja să te dezvolți. Mi se pare și mie că la 30 de ani deja ți-a dezvoltat mintea, nu mai ești copă bune și poți să te pui pe treabă cum trebuie, gen. Oamenilor de top. Cum așa? Păi, ca să-ți faci o idee, tu, de exemplu, nu ai fi putut să fii un client la firma lui Epstein dacă nu ai fi avut o avere de cel puțin $1 miliard. Și când ajungi să jonglezi cu astfel de sume, începi să te învârți prin niște cercuri. Cunoști oameni importanți, îți faci relații, ceea ce ai și făcut. Foștii președinți americani Donald Trump și Bill Clinton, dar și prințul Andrew al Marii Britanii. Dar lucrurile dubioase încep mai târziu, când Epstein, ca orice milionar care se plictisește și nu are ce face cu banii, se gândește ce-ar merge o insulă. Și își cum... Haide, frate, mi-au și eu o insulă, dacă două, măcar una. O insulă. Unde? Tocmai în Caraibe. Little Saint James se numește și a cumpărat-o în 1998. Uite-te ce bine arată. 1998 pentru aproape 8 milioane de dolari. Și de aici începe nebunia. Pe insula asta s-ar fi întâmplat... Da, 8 milioane, parcă nu-i rumpere așa mult. Orori cu... Nici în filmele de... Pe un apartament în România, 200 de mii stilul ăsta, gen. Groază nu vezi. Și aici atenție la cuvintele cheie, s-a fi întâmplat, gen, allegedly. Pentru că unele lucruri nu au fost confirmate. Epstein nici nu a mai așteptat verdictul pentru că s-a în închisoare în 2019. A intrat în închisoare și s-a sinucis direct pentru tot ce a făcut. Vedeți? Nemernicul. După ce a fost arestat... Pe bune, pe bune, terminat, auzi ce a făcut. Pentru trafic de minori în două state americane. Și auzi. Deci cazul a ieșit din zona de conspirație pentru că au putut fi dovedite niște lucruri în legătură cu Epstein. Omul chiar era... Mamă, nu știam că a fost dovedit și tot. Un crip. De aici a ieșit altă conspirație, cum că nu s-ar fi... Ar fi fost doar scos din joc ca să nu dea prea multe din casă. Some breaking news right now. Disgraced financier Jeffrey Epstein has taken his life while he was behind bars here in New York City. Epstein was facing trafficking charges. NBC News investigative correspondent Tom Winter now has the very latest. Tom, what more do we know? Dar hai să vedem ce se spune că ar fi făcut Epstein pe insula lui. Pe lângă faptul că probabil mai stătea și el la soare și mai făcea o baie în mare și a construit dita mai vila cu piscină, palmieri, teren de tenis și un heliport printre altele. Era locul ideal unde Epstein putea să aducă în liniște și fără să fie văzut de nimeni fete tinere. Vorbim aici de minore, pe care putea să le abuzeze și să le agreseze sexual sau așa. Dubios rău de tot, nu știu, nu, într-un fel parcă nu știu dacă era bine să mă uit la clipul ăsta, sincer. Credea el, pentru că localnici din zonă, de pe insulele învecinate din Caraibe, au declarat că vedeau des fete tinere aduse în acel așa zis paradis. Ca să vă faceți o idee, nu vorbim de câteva fete, ci de peste 100 care ar fi fost forțate să facă interacțiuni indecente cu el sau cu prieteni de lui. Epstein l-ar fi...
Ca să vă dați seama ce terminat. Pus în ora că dacă își aduc și prietenele cu ele, pot primi bani frumoși la schimb. Cel puțin așa au declarat unele dintre victime. Ok, și cum de știm că lucrurile astea s-au întâmplat sau nu? Sau de ce aflăm de ele abia acum? Teoretic, lucrurile astea se știau de mult despre Epstein, că își folosește influența și relațiile pentru a-și satisface orice plăcere. Dar acum au ieșit la iveală detalii noi. Pentru prima dată au fost desecretizate documente în care Epstein spune cu nume și prenume oameni care veneau la petrecerile date de el pe insulă. Oho, și ce oameni! M-a dat direct omul și a dat toată lista. V-am zis la început că se învârtea în cercuri importante. Pe lângă Donald Trump și Bill Clinton, Stephen Hawking, unul dintre cei mai inteligenți oameni din vremurile noastre. Michael Jackson, un jucător de basket, gen. Jackson, Heidi Klum, Bill Gates, Chris Tucker. Bă, dar dintre toți, Stephen Hawking a fost cel mai răustuit. Au ieșit atâtea mimuri cu el, bă, nu l-au iertat. What are you doing? What are you doing? Nothing. Me. Har. Just hanging around. Push me. And then just touch me. Acum, ce e foarte important de precizat e că simplul fapt că aceste celebrități au fost cândva pe... Au fost pe insula aia, nu înseamnă că au făcut și ei... Insula lui Epstein? Sau simplul motiv că se cunoșteau cu el nu înseamnă că și ei sunt acuzați de ceva. Dar cum facem că între timp apar informații noi din aceste documente cum că Epstein ar fi făcut înregistrări cu prințul Andrew, Bill Clinton și Sir Richard Branson? Când făceau... minorele aduse pe insulă. Deci omul le-a făcut direct mare cheie, i-a și filmat. Bă! Una dintre presupusele victime a susținut în 2016 că ăștia trei ar fi fost filmați de Epstein și ea chiar avea casetele în care se văd clar fețele lor. Și asta nu e tot. Ea a mai spus în niște schimburi de e-mail-uri că fostul președinte american Donald Trump a avut și el relații cu multe fete. Ok, dar cum de-au apărut toate persoanele astea în peisaj și de ce abia acum? Păi pe scurt, o altă presupusă victimă a lui Epstein și-a făcut curaj să vorbească. O cheamă Virginia Giuffre și spune că a fost a** pe când avea 17 ani. It didn't last very long. Deci vă dați seama că chestiile astea sunt de 20-30 de ani ca idee. Gen persoane care s-au întâmplat astea de peste, au ieșit peste 10 de ani să zic asta. It was disgusting. Epstein, care făcea pe Cory filmează în timpul liber, a negat că ar fi cunoscut-o vreodată. Toate documentele astea, care au sute de pagini, au fost făcute publice după ce Virginia Giuffre a dat-o în judecată pentru defăimare pe Ghislaine Maxwell, fosta iubită a lui Epstein, care în prezent e la pârnaie, fiind condamnată în 2022 pentru trafic. S-au găsit amândoi, vă dați seama, cuplu perfect, aceleași pasiuni. Rând pe rând, toți cei acuzați au început să se scuze. Clinton, Branson și Trump spun că nu au știut nimic despre infracțiunile pe care le-ar fi comis Epstein. Sau ăsta, Richard Branson a spus că informațiile care ar fi fost filmate sunt nefondate și neîntemeiate. Vă dați seama ce să zică și el. Dar e o chestie și mai penibilă ce argumente au început să dea unii. Avocatul iubitei lui Epstein, aia care e în pușcărie, a susținut că prințul Andrew nu ar fi putut avea relații cu Virginia Giuffre într-o cadă de baie, cum susținea ea, deoarece cada din apartamentul respectiv era efectiv prea mică pentru un bărbat de mărimea lui. Auziți voi? Gen, avea și el umerii mai mari așa și nu încăpea. Faptul că Epstein s-a simțit în închisoare lasă tot acest caz într-un mister și mai mare. Da, lasă într-un mister și mai mare, dar vă dați seama că asta se dovedește că e ceva acolo are, ce... Sunt voci... Ăla nu putea să stea în viață, gen. Care spun că a făcut asta pentru a nu-și pierde averea, deși inclusiv avocatul lui spune că e aproape imposibil ca presupusele victime să primească ceva despăgubiri. Acum, dacă vă întrebați ce s-a întâmplat cu insula lui din Caraibe, un alt miliardar a cumpărat insula pentru 60 de milioane de dolari, de aproape 8 ori mai mult decât a dat Epstein pe ea. Ca să dați proseama, profit. Cât despre victime, cazul este din nou în atenția publicului. Apar aproape zilnic noi detalii din acele documente și e posibil ca și alte fete să spună că au fost traficate de Epstein. Dar în același timp e posibil să aflăm și alte nume celebre care au fost pe insulă. Oamenii au fost curioși în legătură cu listele și chiar dezamăgiți atunci când vreo vedetă preferată apărea în documente. Leonardo DiCaprio, Bruce Willis, dar asta nu înseamnă că sunt și ei implicați în atrocități. Totuși te face să te gândești cu ce oameni umblea Epstein și de ce ai vrea pe cineva ca el lângă tine. What did you do when you found out about his background? Well, and you know, I've said I regretted having those dinners. And there's nothing, absolutely nothing new on that. Is there a lesson for you, for anyone else looking at this? Well, he's dead, so
You know, in general, you always have to be careful. Bă, eu am mai făcut Caterinca în videoclipul ăsta, dar subiectul e destul de serios. Chiar au fost niște fete abuzate. Pot să merg mai departe să vă spun că dacă știți pe cineva care s-ar putea afla într-o asemenea situație, noi aici în România avem o instituție care se ocupă de așa ceva. Se numește Agenția Națională împotriva traficului de persoane și poți suna oricând la numărul lor. Asta a fost faza cu Epstein și insula lui. Cazul e departe de a fi închis, deci e posibil să mai aflați update-uri. Îmi scrieți voi în comentarii dacă mai... Bă, tare, un videoclip, bă, ce-mi place la Eurovision e că acoperă foarte tare clipurile astea, gen, informația astea și trendurile astea le acoperă foarte tare și nu mai trebuie să te uiți pe afară să iei din 5 locuri informația, o iei direct de aici. Pentru că, uite, și eu înțeleg engleza, mă uit afară, dar parcă îmi place mai mult să văd contentul direct în română, știi, adică mi-l servește exact cum trebuie. Nu am probleme să mă uit în engleză, dar parcă e mai tare în română. Na, ce să zic, nu prea vreau să comentez prea multe despre lista asta, eram și eu curios ce care e faza cu ea mai pe larg, așa. Like, subscribe, dacă v-a plăcut.